Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Frumusețea, armonia, dreptatea și iubirea, acestea sunt principalele subiecte din viața ta, dacă te-ai născut în această zi de 6 octombrie. Ai așteptări mari și toleranță mică pentru ceea ce consideri neplăcut sau nedrept. Datorită naturii tale, ești predispusă la cooperare și ești foarte bun în comunicare. Abilitatea de a lucra în echipă este una dintre cele mai valoroase calități ale tale, o altă abilitate este persuasivitatea vie. Forța ta constă în capacitatea uimitoare de a combina oameni foarte diferiți într-o singură echipă, ai o dorință puternică de a îmbunătăți viața altora prin învățături sau fapte, cu toate acestea, aceste lucruri nu se traduce prin muncă obișnuită de zi cu zi, deoarece nu te consideri a fi un oficial. Motivația pentru activitățile tale este plăcerea ceea ce faci, o dragoste de divertisment, dorința de a îmbunătăți calitatea și nivelul de viață. Iubești să trăiești în deplină măsură. Viața este o aventură pentru tine, dar viața de zi cu zi este un dușman. Tu încerci să simplifici acele lucruri banale care ți se par obositoare, deși este o pierdere de energie. Aceste lucru îți permite să găsești mai mult timp pentru a te relaxa și a face lucruri interesante. Semnul tău zodiacal aparține constelației Balanță. Semnul zodiacal Balanță este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: sublimitate, simțul frumuseții, pluralism, determinare. Indecizia Balanței și complexitatea în luarea rapidă a deciziilor sunt legendare dar tu te distingi prin farmec incredibil, abilități excelente pentru artele frumoase, bunătate și sensibilitate. Având o natură artistică și tandră tu ești elegantă, sociabilă și practic lipsită de agresiune internă. Cu toate acestea, instabilitatea ta te face susceptibilă de tot felul de influențe, inclusiv negative, iar o pasiune pentru timp liber te poate duce mai departe în lene și indolență. Este indicat să eviți autocompasiunea și pasivitatea, să-ți dezvolți propriile abilității naturale, să comunici în abundență, dar să nu permiți celorlalți să te conducă. Tu ești în realitate o fiică lui Venus, tu poți profita din plin de cele mai bune trăsături ale acestei zăițe: frumusețe și compasiune, spiritualitate și farnec, tu te asemeni foarte mult cu simbolul semnului zodiacal, ai tendința să fluctuezi și, Uneori, ești indecisă, viața ta este determinată de influența lui Venus, astfel că principalele tale interese sunt de obicei plăcerile senzuale, iubirea de frumusețe, sociabilitatea strălucitoare, poți fi lipsită de echilibru intern, dar tu te străduiești să armonizezi întreaga lume din jur, ești non-agresivă, îți place să joci rolul conciliatorilor, ești interesată de tot felul de arte. Într-un cuvânt, tu podobești și nobilezi viața. Tu ești foarte atrăgătoare și drăguță, tu știi să fii elegantă, extrem de spirituală, ai o dispoziție bună și ușoară. Cu toate acestea, influența zeiței Venus poate provoca și în ajunsuri corespunzătoare, o tendință spre lenea excesivă, o fascinație a plăcerilor, chiar până la punctul de a cădea în vicii. Deci, Echilibrul este sarcina principală a vieții tale deoarece tu ești cuvântată și ai toate abilitățile pentru asta. Guvernatorul tău astral este Venus, de la Venus tu iei farmecul și frumusețea, planeta Venus este favorabilă celor care lucrează în industria frumuseții, agenții matrimoniale, planeta ta în exil este Marte, aceasta este responsabilă pentru lipsa de determinare, precum și pentru îndoiala de sine. Ești sociabilă, prietenoasă și cooperantă, te înțelegi ușor cu oamenii, îți faci repede prieteni, nu-ți lipsește atenția din partea sexului opus, în viața ta personală te caracterizezi printr-o anumită frivolitate, ești înclinată să ceri devotament și fidelitate unui partener, dar iubești aventura, viața de zi cu zi te întristează, există riscul să devii prea îndepărtată de percepțiile senzoriale, de urmărirea unor experiențe din ce în ce mai captivante, tu vei oferi totul pentru dragoste, nu vei permite căsătorie sau alte instituții publice să stea între tine și obiectul pasiunii tale, în această privință, poți fi imorală și capabilă să-ți dezvălui sentimentele într-un mod complet rușinos, ești considerată ca un bun prieten, dar nu din cauza fidelității sau a susținerii celor apropiați ci doar pentru că este distractiv cu tine. Tu dai o dispoziție frivolă oricărei petreceri, preferând să fii în centrul atenției. Îți place admirația și ești alimentată de energia ascultătorilor. Deși ai talentul necondiționat de a-ți distra prieteni, familia și colegii, iar perspectivele tale excepțional de vesele te încurajează, de obicei, după un timp începi să deranjezi și să enervezi încet. Uneori pare chiar că tu negi intenționat seriozitatea și sensul profund al vieții, ești însă destul de optimistă, în ciuda veseliei care dă peste margine, există în caracterul tău o fermitate care îți permite să cântărești consecințele acțiunilor tale și probabilitatea de succes, poți fi chiar nemiloasă în atingerea scopurilor tale, tu iubești facilitățile moderne, dar ești în același timp, tradiționalist în gusturi și interese îți poți face stilul de viață elegant și plăcut. Cu toate acestea, ar trebui să fii atentă la prea mult obicei de confort și lux. Te distingi față de alți nativi din balanță prin astfel de trăsături speciale, ești bine îngrijită, fermecătoare, adaptabilă, feminină. Ești puțin conservatoare, îți place să înțelegi din timp ce se va întâmpla în continuare și nu ești inclinată spre aventuri. Conservatorismul se manifestă și în imaginea ta, găsindu-ți propriul stil, nu îl schimbi mulți ani. Te îmbraci elegant și cu gust, dar nu respecti tendințele modei, iar extravaganța și scandalosul pentru tine sunt complet inacceptabile. Cum afectează data de 6 octombrie soarta ta? Scopul și capacitatea de a te bucura de toate sunt principalele aturi ale tale. Ești o persoană autosuficientă și încrezătoare, aproape orice adversitate va depinde de tine, ești un favorit al vieții. Viața în sine este un joc de noroc pentru tine, iar viața de zi cu zi este împovărătoare și de aceea simplifici lucrurile obositoare pentru tine, eliberând astfel timpul pentru ceva mai interesant. Un excelent simț subtil al umorului și tactul sunt combinate armonios în natura ta. Tu atragi instantaneu atenția prin veselie și deschidere. Sociabilitatea și frivolitatea ta deschid multe uși în viață pentru tine. Optimistă incorigibilă, găsește aspecte pozitive în orice și dai o încărcătură de bucurie celorlalți. În societatea ta este dificil să fii trist și este imposibil să te simți singură. Atitudinea ta este ca cea a unui copil, iar nepăsarea pare chiar prefăcută. La început este uimitor și încurajator, dar în timp poți deveni plictisitoare și enervantă. Prietenii te iubesc pentru frivolitatea și veselia ta, dar nu se poate conta pe sprijinul serios din partea ta, iar aceste lucruri nu se datorează cruzimii sau inimii, ci pur și simplu nu este tipic pentru tine. Perseverența ta nu poate fi decât invidiată. După ce ți-ai stabilit un obiectiv, ai deja în capul tău un plan de acțiune, știi exact ce vrei și în ce moduri se poate realiza acest lucru. În spatele frivolității aparente se află o minte ascuțită și capacitatea de a vedea câțiva pași înainte. De aceea, în majoritatea cazurilor, ar trebui să ai o independență financiară și o poziție înaltă în societate. Uneori, prietenii și cunoscuții trebuie să audă învățături și remarci, dar aceste lucruri nu se întâmplă des și nu se întâmplă din răutate, ci mai multe din dorința de a îmbunătăți viața acestor oameni. Tu te străduiești să faci lumea un loc mai bun și cauți o profesie care să fie utilă societății, însă lucrurile de rutină și plictisitoare nu sunt luate în considerare. Cel mai probabil va fi ceva non-standard și exploziv care îți va oferi impresii și emoții vii și profunde, de exemplu, jurnalism, actorie, pictura sau muzică. Cea mai importantă este plăcerea și încântarea cu adevărat copilărească a muncii tale mișcării și dezvoltării constante. Există riscul ca această cursă pentru experiențe noi și noi să te absoarbă complet. Adesea, purtate de această urmărire poți pierde totul. Adori confortul și luxul și ai un gust rafinat, astfel încât în cele mai multe cazuri, locuința ta va fi modernă și cel mai probabil, cu decizii neașteptate de design în decor sau aspect. Aranjamentele și achiziționarea de mobilă nouă sunt un oaspete frecvent în casa ta, într-o relație amoroasă te manifestă nesăbuit, iubirea este în întotdeauna o prioritate și în întotdeauna pe primul loc, ești gata să pui totul în joc, reputație, carieră, bani și alte valori, ești pasională și categorică, nimic nu te oprește în drumul către obiectul iubirii tale. Chiar dacă este vorba despre căsătoria ta sau de alte instituții sociale, dragoste și compatibilitate, nu poți trăi sau lucra singură și prin urmare, relațiile strânse sunt principalul lucru din viața ta, fără partener nu te simți ca o personalitate holistică, iubirea este atât de importantă pentru tine încât te poți îndrăgosti de o viziune idealistă a acesteia și nu de o persoană reală care servește ca obiect al atenției tale o pereche excelentă poți alcătui cu reprezentanții constelațiilor gemeni sau vărsător. Aceste semne se înțeleg bine cu tine, sunt similare în temperament și atitudine față de viață. Astfel de relații vor fi pe termen lung, armonioase și puternice. Romanul de dragoste cu scorpionul îți va aduce noi emoții și experiențe, dar cel mai probabil nu va dura multă timp. Cele mai mici șanse de succes în relațiile tale sunt cu fecioara, Rac și pești, cu reprezentanții semnului fecioară, nu vei găsi un limbaj comun. Lipsa de teme comune va provoca iritare și nemulțumire. Racul nu se va încadra în lumea armonioasă și echilibrată ta. În ceea ce privește peștii, vei avea exigențe uriașe asupra lor și vei încerca să îi împingi în casete pe care natura sensibilă și vulnerabilă a peștelui nu le poate suporta. Cu celelalte semne, poți încerca dar șansele sunt 50 la 50. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră, pentru tine, în viață, dreptatea, dragostea, armonia și frumusețea sunt importante, ești foarte pretențioasă față de ceilalți și față de lume. Cu toate acestea, nu ești foarte răbdătoare, îți dorești imediat rezultatul. Ești aproape întotdeauna dură și neîncrezătoare cu cei care comit acte care sunt inacceptabile din punctul tău de vedere. Calitățile tale valoroase sunt capacitatea de a lucra împreună și capacitatea de a convinge. Ești capabilă să-l conduci pe alții, dar în același timp nu te străduiești pentru faima. Nu-ți poate fi negată ingeniozitatea. Tu încerci să-ți moderezi opresiunea zilnică. De fapt. Aceasta se traduce printr-o simplificare a afacerilor cotidiene, muncă monotonă, operații repetitive. Ești inovatoare, pentru aceasta ești foarte apreciată la locul de muncă. Dorința de a ajuta oamenii te conduce deseori atunci când alegi un domeniu de activitate. Te poți afirma sau te poți regăsi în rândul persoanelor publice, oficiali. Posturile înalte ți oferă o oportunitate de a ajuta persoanele dar nu persoane specifice, ci grupuri sociale nevoiașe. Sănătate și boli Principalul inamic al sănătății tale este excesivitatea. Aceasta se aplică mai ales dependențelor. Deși divertismentul are un efect pozitiv asupra sufletului tău, ai tendința să exagerezi, uitând de, de sănătatea ta fizică. Sau de exemplu, tendința de a avea grijă de armonia figurii este plină de anorexie pentru tine. Odată intrată pe dietă, s-ar putea să nu te oprești. În ceea ce privește consumul de alcool, tutun, este recomandat să fie utilizat strict sub control. În dragostea ta de fiori și pericole, semeni cu o molie care zboară la flacăra unei lumânări. Din cauza nepăsării tale, uneori nu ai puterea internă pentru a întâmpina în mod adecvat nenorocirea din viața ta sau pentru a simpatiza profund cu ceilalți împărtășindu-le suferința. Te avertizez că a scăpa de dependențe nu este întotdeauna posibil, chiar și cu ajutorul medicilor profesioniști, destinul și norocul. Universul ți-a destinat să fii independentă, sociabilă, deschisă, cu un farmec aparte. Ai un gust delicat, un sentiment născut al tactului, ceea ce te poate ajuta să câștigi oameni și să faci contacte utile. Succesul special poate fi obținut în activități teatrale, jurnalism, muzică. Sfaturi pentru tine Trebuie să ți dai seama și să înțelegi partea ta întunecată. Optimismul fără sfârșit poate duce chiar la depresie. Nu rata lucrurile mici din viața de zi cu zi, ele sunt de asemenea importante. Greutățile norice activitate nu ar trebui să fie prea importante. Orice obsesie poate fi o problemă serioasă care necesită îngrijiri medicale profesionale. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, desigur, flori, buchetul nu trebuie nu exagerat, trebuie doar să sublinieze harul florilor și să concentreze atenția asupra ta. Niciodată nu trebuie ca cineva să se limiteze la un singur cadou. Cea mai ideală opțiune, dacă este să cheltuie nu numai bani pentru tine, ci și timp, atunci vei lua această zi ca de vacanță. Dimineața, să fii trezită cu aroma băuturii tale preferate și cu cele mai proaspete fructe dulci. Este bine să-ți arunce câteva flori, buchetul nu contează. Apoi, după o pauză, partea oficială, cadoul. Fiind estetică prin natură, ești capabilă să apreciezi un set de miniaturi în rame de lemn, de exemplu cu animale exotice sau peisaje ale orașelor din diferite țări. Cu cât sunt mai multe articole, cu atât este mai interesant cadoul pentru tine. Seara, o cină intimă sau recepție socială. Darul ar trebui să fie elegant. Ambalajul nu este mai puțin important decât cadoul în sine. Un set de lingerie erotică te va surprinde și te va încânta, dar este important să știi în prealabil dimensiunea, pentru a nu ajunge într-o situație penibilă. Dacă o astfel de surpriză nu este potrivită, pijamalele de casă și papuci Moimton sunt destul de potrivite, deoarece tu apreciezi confortul personal. Dorința ta de armonie este ceea ce trebuie să fie luat în considerare atunci când ți se alege un cadou. Dacă nu ai o situație financiară foarte bună, atunci, după ce ai primit un cadou scump, te poți simți obligată. La urma urmei, tu consideri că este de datoria ta să rambursezi în mod egal. Nu este nevoie ca cineva să te pună într-o poziție penibilă, mai ales de ziua ta. Deși, unii vor putea folosi această caracteristică în favoarea lor. O excepție ar fi invitația la un restaurant și o cină cochetă de gală pentru doi, cu homar și vin bun. Destul de ciudat, ești foarte neutră față de gadgeturile moderne, cu excepția cazului în care, desigur, este vorba despre o cameră profesională pentru o femeie fotograf, dar atunci când ți se alege un smartphone, ar trebui să se concentreze pe noutățile mărcii pe care o folosești deja. Dintre bijuterii, vei străluci de fericire primind un set de cercei din aur și un inel cu diamante, un colier din argint și cercei cu perle vor fi pe placul tău, cel ce ți oferă cadou nu trebuie să economisească prea mult pentru că este ușor și frumos să obțină favoarea acestei persoane inteligente și muncitoare ca tine. Tu adori darurile cu sens. Mai bine să nu ți se ofere și chinezești inutile. Vei accepta favorabil ca și cadou, ustensile de bucătărie, accesori, haine, obiecte interioare interesante. Doar cadourile ar trebui să fie prețioase și de marca, altfel te-ai putea simți jignită. Un cadou excelent va fi o geantă din piele de înaltă calitate și cu accesorii originale. La fel de bine vei primi un portofel elegant și este mai bine să se acorde preferință prezentărilor în culori argintii. Un sfat sincer pentru cei ce îți oferă cadouri, este mai bine să nu ți se ofere inelele. Ele ating libertatea ta. Acest este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.